numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ajuns la acest praznic dumnezeiesc, împărătesc, al arătării, al epifaniei, al botezului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să știți că El în conștiința și în gândirea creștinilor și a bisericii în sine, nu a fost atât de rând, cum îi zicem noi în popor, al botezului, praznicul botezului sau al bobotezei, ce a rămas cunoscut în istorie și în decursul timpului și în rânduielile slujbelor și în conștiința vie a bisericii, în tradiție, a rămas ca și praznicul arătării, praznicul epifaniei, astăzi am epifania, epifania în grecește, arătare, descoperire. De ce? Noi cumva punem un accent foarte puternic pe acest botez al Mântuitorului, botezul văzut, vizibil în apele Iordanului. Ca și cum Mântuitorul, dacă mulți dintre noi crezând, poate că chiar avea și să spere în apele Iordanului și că poate chiar avea și să mărturisească ca și păcate. Nu avea Mântuitorul ce păcate să spere acolo, nici ce să mărturisească, știți? De obicei, aceștia care veneau la Sfântul Ioan Botezătorul, coborau în apele Iordanului și spuneau păcatele, cu glas tare. Și nu ieșeau de acolo până nu spuneau ele ultimele. Era un fel de pregustare a spovedaniei pe care astăzi creștinii o au, dar care atunci nu se sfârșea printr-o dezlegare și printr-o eliberare a sufletului, ci era o anumită odihnă, că ți le-ai mărturisit, că ți le-ai zis. Era o pregustare mică a bucuriei pe care o au astăzi creștinii, care chiar simt dezlegarea de Dumnezeu și care simt binecuvântarea Dumnezeu la sfârșit. Aceia cumva erau, se pregăteau prin această mărturisirea păcatelor de marea taină a spovedaniei, de marea taină, de puterea de dezlegare a păcatelor pe care Dumnezeu coborând pe pământ o avea asupra oamenilor, dar după aceea a dat-o și apostolilor și prin aceștia celor care i-au urmat, preoților și ieratilor, celor care au fost rânduiți cu economia tainelor în biserică. Și atunci aceștia coborau în apele Iordanului și în fața lui Ioan și a celorlalți începeau să-și spună păcatele. Asta făcea. Și la sfârșit Ioan îi cufunda. Îi cobora în ape sau turna pe capul lor și ei ieșau și cumva promiteau lui Dumnezeu că de acum nu vor mai greși și se vor schimba. Că de aceea tot Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul strigă către farisei care veniseră și ei și către alții care veniseră să se boteze de formă ca să vadă poporul, pentru că venea aproape toată Iudeia și toată Galileea cobora să se boteze în Iordan de la Ioan. Și veniseră și cei care vreau să aibă o imagine bună în fața poporului. Trebuiau și ei să se boteze ca să zică lumea, iată, au venit și aceștia. Și el îi numește pui de năpârcă, pui de viperă, le zice. Cine v-a spus vouă că așa veți scăpa de o sândă? Și după aceea le spune, faceți fapte vrednice de pocăință aceasta. Adică, ei oricum nu spuneau tot probabil. Și dacă spuneau, îi credeau că numai atâta, că spui și după aceea ești de acolo și continui viața așa cum a fost și înainte, cu aceleași păcate, mulți dintre ei trăind în păcate mari și credeau că așa vor scăpa și de vârfa poporului, dar și mai ales de pedeapsa lui Dumnezeu. Și le spune, nu veți scăpa dacă nu veți schimba viața. Deci ceea ce era esențial în acest lucru pe care îl făcea, în acest botez pe care îl făcea Ioan al apei, era că el prevestea taina botezul în primul rând, într-o anumită măsură, a botezului care dezleagă păcatele și iartă păcatele celui care se botează, și dar prevestea mai cu seamă taina botezului lacrimilor, al spovedanii, a celor care își mărturisesc păcatele și se scaldă, se spală și prin lacrimele lor și prin apa Harului Dumnezeu care coboară pe ei și ei se curățesc și ies de acolo hotărât să nu mai facă cele ce le-au făcut, să meargă pe alte căi. Și atunci, dacă ați fost atenți, dacă sunteți atenți, toți cei patru evangheliști, vorbesc despre botezul Mântuitorului, toți cei patru spun că Mântuitorul a intrat în ape, a avut doar Matei, ne spune acest dialog scurt cu Ioan Evanghelistul, când acesta zice, eu am nevoie să fiu botezat de tine, adică eu sunt păcătosul, zice Ioan Evanghelistul, Ioan Botezătorul, eu sunt păcătosul și tu vii la mine, adică ce să asculte, chiar și m-ar zice, ce păcate să-ți ascult eu ca după aceea să torn apă peste tine sau să te cufund? Ce poți tu să-mi spui ca păcate? El recunoștea și știa că acesta este Fiul lui Dumnezeu și nu are păcate. Ce păcate să audă el de la acest om? Și zice, eu am nevoie, adică eu sunt păcătos, eu am ce să spun. Botează-mă tu pe mine. Asta era înțelesul
Eu am nevoie să vin la tine și tu vii la mine. Și Mântuitorul spune doar atât. Lasă acum să împlinim toată legea, toată rânduiala. Atât îi spune. Și după aceea el era la toți ceilalți patru evangheliști, la toți patru evangheliști, se spune și a ieșit din apă. Deci n-a stat, n-a spus, că n-avea ce să spună. A ieșit din apă și atunci când a ieșit din apă a văzut Duhul Sfânt coborându-se peste el și glasul Tatălui în cer spunând, acesta este Fiul meu și iubit, într-o acesta am, de acesta s-a ascultat, într-o acesta am binevoit. Și atunci, noi de obicei, ținem acest praznic, sau poporul în general, zice, este praznicul botezului, dacă Hristos nu s-a botezat. Nici măcar prin botezul lui Ioan, am zice, nu s-a botezat Hristos, Dumnezeu nostru, pentru că n-avea ce să spună. Acolo mergeau cei ce aveau ce să spună și aveau păcate și la sfârșit cumva luau hotărârea de a nu mai face și erau coborâți în apă și cumva se apa era chipul spălării, că așa precum apa spală trupul, așa hotărârea de a nu mai face și punerea în fața mulțimilor întregi a păcatelor tale te făcea să-ți speli sufletul, se simțea mai curat, se simțea mai hotărât de a pleca acolo altfel. Or, Dumnezeu Hristos, Dumnezeu nostru, nu a făcut aceasta. Și atunci, altul a fost scopul coborârii lui Hristos la Iordan. Altul a fost scopul, nu acesta. Și scopul acesta a coborârii Mântuitorului nostru la Iordan a fost acela a descoperirii către popor. Dumnezeu a vrut să se descopere. Dumnezeu a vrut să se arate lumii. Și n-a vrut să se arate lumii nici prin propria lui mărturisire, să iasă în piață, să zică, eu sunt cel pe care l-a așteptat. Eu sunt Mesia. Dumnezeu niciodată nu s-a lăudat, nu s-a lăudat pe sine. Nu s-a scos în evidență pe sine. Și în istoria Treimii, așa, dacă putem să o numim așa, în Vechiul Testament, adică în istoria mărturiilor noastre despre Sfânta Treime, în Vechiul și Noul Testament, în istoria lucrării Dumnezeu cu omul, în Vechiul și Noul Testament, vedem acest lucru foarte viu, că Tatăl nu se descoperă pe sine, ci Fiul îl descoperă pe Tatăl, Fiul îi descoperă chipul adevărat, Filipe, Filipe, de atâta timp fiind cu mine, nu știi că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, zice. Deci el descoperă chipul Tatălui, descoperă chipul Tatălui și zice că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său și nu născut la Adam, adică descoperă iubirea lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce face, descoperă pe Dumnezeu Tatăl. Și le spune în atâtea chipuri că eu nu fac nimic din tot ce fac eu fac, numai din ce mi-a zis Tatăl să fac și din ce mi-a dat El să fac. Vorbește foarte mult de ascultarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, ascultarea pe care o asumă El, de voia Lui, nu e ceva ca o nepastă, ca un necas pe capul nostru, că asta este, să facă ascultare. Dumnezeu Mântuitorul făcea cu bucurie această ascultare față de Tatăl. Așa și Tatăl, El de mărturie, iată la botez, Tatăl de mărturie despre Fiul. Acesta este Fiul meu și iubit, de acesta să ascultați. Înainte de a da mărturie Fiul și știți cu câtă greutate dă mărturie despre sine Fiul. Cât de greu zice, da, așa este. Și la sfârșit, când Caiafa a zis, te jur înaintea Dumnezeului celui viu, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Spune-ne! Adică îl leagă cu un cuvânt greu, spune-ne, ești cu adevărat în fața Sinedriului. Și atunci a zis, tu ai zis, eu sunt. Deci de-abia atunci recunoaște așa, spune el față către față. Nu e, lui nu este laudă cum este la noi, orice mică calitate, orice vorbă, orice faptă mică pe care o facem ne este nouă, nu răbdăm să nu o spunem, transpirăm dacă nu spunem că eu am făcut chestia aia, nu el. Că eu am ajutat acolo, nu noi lați. Că numai eu am fost dincolo, nu voi. Și aceasta este aproape cu neputință să o spunem. Suntem arși sufletește inferior de a ne lăuda, de a ne evidenția, de a ne scoate în față, de a fi cinstiți de oameni. Mântuitorul nu avea așa ceva. La Dumnezeu nu este așa ceva. Dumnezeu nu are nevoie de cinstire aceasta. Nu vrea. Nu este trebuință. Nu este trebuință așa de cinstire. El este destul, își este destul sieși. Nu este lipsit ca noi. Nu este un complexat, un fricos care are nevoie tot timpul de cinstea oamenilor ca să fie, să se cinstească și el puțin pe sine. Să zică, măi, sunt și eu ceva pe un tip. Mă lau ușor, ușor, ușor. Ei, sunt cineva. Dumnezeu nu avea nevoie de așa ceva. Era egal cu sine însăși. Alții îl vorbeau pe el, alții cinsteau pe el, alții mărturiseau despre el. Și atunci, dacă Mântuitorul a venit la Iordan, n-a venit să se boteze și de aceea mai bine și înrecit mai bine este să zicem acestui praznic, praznicul arătării, epifaniei, a descoperirii, decât praznicul boboteze sau botezului. Pentru că el nu s-a botezat, a fost, o să vorbim poate altă dată, de ce totuși s-a botezat, de ce totuși s-a plecat sub mâna lui Ioan.
și a intrat în ape ca un păcătos, pentru că acolo intrau păcătoși care vreau să-și mărturisească păcatele. De ce Dumnezeu s-a smerit în felul acesta? Nu? Dumnezeu putea să se descopere într-o academie, nu știu, putea să se descopere în Agora din Atena, putea să se descopere în mijlocul Sinedriului, putea să pe toți i-ar fi făcut sătată în fața puterii minții și a lucrării sale și a minunilor sale. Care ar fi vorbit înaintea lui? Cine ar fi îndrăznit în fața măreției sale să vorbească ceva? N-ar fi avut el loc oriunde să meargă să se descopere acolo și totuși a ales să descopere în mijlocul unor oameni amărâți, în mijlocul unor țărani, a unor pescari veniți din Galileea, din Iudeea, de peste tot, ultimii încă cei care poate de multe ori au disprețuit de ceilalți, care veneau să-și mărturisească păcatele, erau cu conștiința plină de păcate, erau întinați, se simțeau păcătoși. Până la urmă acolo poate erau cei mai păcătoși oameni. Cei care se simțeau cei mai păcătoși veneau să mărturisească înainte lui Ioan, să ceară cumva o dezlegare, ceva, să poată trăi în continuare cu conștiința care îi mustra neîncetat, și veneau cumva să-și umezească parcă această ardere a conștiinței, cum zicea cel din iad. Primește pe Lazar să-și atingă vârful degetului de limba mea, că arde în această văpaie. Așa și ei ardeau în această văpaie a mustrării conștiinței și veneau acolo să spună. Ei, Dumnezeu a ales acolo. A ales acolo între păcătoși. A ales acolo între păcătoși pentru că El pentru păcătoși a venit, pentru noi păcătoși. El s-a făcut una cu păcătoși și nici n-a venit măcar ca un prinț între păcătoși, ca un înțelept, ca un avă, stând departe și uitându-se superior despre lor și zicând păcătoșilor, nu găsiți acolo dezlegare, eu sunt dezlegarea voastră, nici măcar nu așa a venit, ci a venit făcându-se una cu ei, mai prejos decât toți până la urmă, așa cum Părintele Sofronie spune că Dumnezeu cumva a inversat, a schimbat piramida, a pus-o cu baza în sus și cu vârful în jos. Adică de obicei, într-o conștiință, în mințile noastre, știm că jos de tot sunt păcătoși și sunt cei neuitați de Dumnezeu, cei nebăgați în seamă, cei mai din urmă, la baza piramidei și cu cât ce urci în sus, sunt toți cei mai scurați, mai sfinți, mai puri, mai, eu știu, mai deosebiți, mai nobili și sus de tot în vârf de Dumnezeu, cel mai presus decât toți. Și Dumnezeu a schimbat piramide și a pus-o cu vârful în jos, fiecare jos, acolo jos de tot, și după aceea ceilalți care se puteau și ei zmeri și puteau și ei coborâ până acolo, până la bază, și iar spus de toți sunt cei mândri, sunt cei care cred că nu au nevoie de Dumnezeu, sunt cei care cred că au de toate și este bine și nu au trebuință de puterea lui Dumnezeu și de măsura lui Dumnezeu, sunt cei acolo sus la bază. Dumnezeu a schimbat piramida așa, s-a pus-o cu vârful în jos, iar acolo în vârful cel de jos, cel care ține toată piramida este El. Și acest lucru l-a arătat încă aici, de la botez, în care putea să se arate, cum am zis, în alte tipuri și oriunde altundeva, cu aceeași putere și poate cu răsunet și mai mare, am zice noi acum, cum gândim acum din perspectivă de publicitate și de alte lucruri de felul acesta, dar Dumnezeu a ales acolo, la Iordan, în mijlocul păcătoșilor, lângă Ioan, cel mai sfânt om ce se născuse până atunci din femeie, El era cel care trebuia să dea mărturie în primul rând despre El. El, acela, nu oricine. Nu oricine trebuia să dea mărturie despre El. Nu dracii, cum i-o prea pe dracii să dea mărturie, că dracii strigau, Fiule lui Dumnezeu, pentru ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și El i-o prea și îi făcea să tacă. Dumnezeu nu avea nevoie de mărturia nici a dracilor, nici a păcătoșilor. Avea nevoie de mărturia, în primul rând, acestui om mare, pe care oamenii îl simțeau. Simțeau pe omul lui Dumnezeu, simțeau pe Îngerul lui Dumnezeu trimis cu mărturie mare în lume. Și acesta a strigat văzându-l de parte, iată eu Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Așa l-a văzut. Din prima clipă când l-a văzut, Ioan l-a văzut ca un miel. Așa cum ne va apărea în viitorul, și vă dați seama ce răsunet avea pentru evrei mielul lui Dumnezeu. Miei erau prin excelență adus pe jertfă în templu. Asta era adus și la Paști și în alte sărbători. Dacă vrei să aduci Dumnezeu jertfă, să aduci Dumnezeu ceva care să... cei care se simți că se însușesc anumite păcate, se spală anumite greșeli, în mijlocul Ioan, în mijlocul păcătoșilor care veneau să se spovedească, vor să spună păcatele și care socoteau că măcar din apa aceea și din hotărâre măcar se vor mai curăți și din ape, Ioan peste ei și pe deasupra tuturor vede un om oarecare venind în Galileea de departe printre ei, ei nebăgându-l în seamă, ceilalți toți, și zice, iată mielul lui Dumnezeu, e ca și mai spune, eu acum aici vă dezleg, vă spăl cu apă și zic că poate vă mai curățiți, poate vă mai întoarceți acasă altfel. Dar cel care ridică păcatele lumii, mielul pe care îl duceți voi la Paști sau în alte sărbători și prin el credeți că prin sângele lui vă mai curăți Dumnezeu,
sufletele și trupurile voastre și mintea voastră este acela, uitați-l acolo. Și nu ridică păcatele uneia sau altuia sau a neamului acesta, lumii. Aceasta spunea Ioan peste mulțime, peste capetele acelor oameni care asta vreau acolo, asta vreau dezlegarea păcatului și nu știau cum să o facă și încă nu venea peste ei. Și Ioan, de fapt, le-a arătat, le-a prorocit, le-a descoperit, le-a arătat faptul de fapt cine era cel care va dezlega păcatul lumii și cine este cel care poate purta păcatul lumii. Așa cum în Apocalipsă vedem pe același mielul lui Dumnezeu, așa începe Matei, în primele capitole, arătându-ne pe Hristos ca miel, care ridică păcatul lumii și așa se sfârșește Evanghelia, arătându-ne la sfârșit în Apocalipsă pe mielul lui Dumnezeu care stă în mijlocul tuturor înjunghiat. Stătea înjunghiat în mijlocul lor. Ioan, Evanghelistul, vede pe mielul Dumnezeu înjunghiat, stând și deschizând peșețile. Deci așa, în stare de jertfă, în stare aceasta de cel care își pune sufletul pentru ceilalți. De cel care, prin sângele căruia se iartă păcatele multora, așa cum au zis când se vă pregătiți de împărtășanie, că se transformă darurile, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor, pentru voi și pentru mulți, zice acolo, pentru mulți, adică pentru toți, care până la sfârșit vor crede în Hristos, care îl vor urma, care vor vrea să ia sângele mielului. Și de aceea, acolo s-a descoperit, de fapt, mielul Dumnezeu. Acolo a venit Hristos să fie descoperit. Acolo a vrut să fie descoperit. Păcătoșilor, celor care simțeau că au nevoie de Dumnezeu. Aceștia aveau nevoie. Dumnezeu vine acolo unde omul cere și are nevoie de El. N-a venit la cei care nu s-o plăteau că au nevoie. Preoții templului și farisei nu s-o plăteau pe nevoie. Ei se credeau destul de curați. Farisei la fel, s-o plăteau destul de curați. Îi era destul legea, prorocii, nu așteptau, nu-i durea, nu-i ardea sufletul pentru altceva. Nu simțeau că vor pieri în păcatele lor, că nimic nu-i scoate din starea asta, că ceva trebuie să-i ajute, că oare ce? Și s-au dus acolo la omul lui Dumnezeu, la Ioan, să fie dezlegați cumva, să capete acolo dezlegare, i-ar dea sufletul. Și acolo Dumnezeu a venit la aceea pe care și care simt că iar de suflet, de păcat și doare pentru acesta, care nu se obișnuiesc cu păcatul, care vor să scape de el la nu știu cum. La aceea Dumnezeu se descoperă. Vine El, se descoperă El, se arată față către față. El, după aceea, se urcă pe cruce și devine jertfă pentru aceștia și se dă spre mâncare credincioșilor. Pentru aceasta a venit Hristos aici și aceasta este arătarea. Acum l-au cunoscut oamenii cine este Hristos. N-au știut până acum. Au știut câțiva păstori, au știut câțiva magi, au știut Iosif, au știut Maica Dumnezeu, au știut câțiva. Dar nu știau cine este Fiul Dumnezeu. Nici păstorii nu au știut bine cine e. Nici magii poate desăvârșit. Nu ai mai pe Dumnezeu cu adevărat, nu știu cine este El. Și El a stat ascuns între oameni până atunci și de-abia atunci s-a descoperit. Și de aceea se numește această sărbătoare descoperire, arătare. Dar n-a fost numai descoperirea Fiului, ci a fost și descoperirea întregii trăimi. Acolo a venit să dea mărturie despre Fiul, nu numai Ioan, cel mai sfânt dintre oameni, adică acolo să dea mărturie despre Dumnezeu, cel mai ales dintre oameni, care era acolo de față, Ioan Mărturisitorul, iar din cer, alți doi martori, Duhul Sfânt subțire de porumbel, care parcă încheia, pecetuia vechiul legământ al Dumnezeu cu Noe, când Noe, disperat, lasă prima dată un corp să plece și nu se mai întoarce ca să vadă dacă Dumnezeu îi scapă de pe corabia aceea. Ce va fi oare? Cum va fi cu noi? Oare noi vom mai scăpa de aici sau vom rămâne pe apă pentru totdeauna și vom muri aici? Așa se gândea Noe în corabia sa. Și după aceea dă drumul la un porumbel care se întoarce pe ramuri de măslin ca semn că undeva este vreo creastă, este un loc mai înalt unde porumbelul s-a odihnit și a venit cu o crenguță de măslin de acolo. Și ăsta era semnul că Dumnezeu i-a iertat, că apele se retrag, că de acum va începe o nouă lume, că ei se vor coborî jos de pe din navă, din arcă și de acum vor începe din nou să trăiască într-o altă rânduială. Și acest semn venit prin porumbel atunci, a fost mare pentru noi. A fost bucuria neamului omenesc, că s-a izbăvit neamul omenesc dintr-o încercare așa de mare în care nu ne-a dășgriat pe Dumnezeu și o mai întoarce față spre ei și Dumnezeu și a pus un nou început cu omul. Și acum Duhul Sfânt venea sub tipul aceleași porumbel, nu era porumbel cu adevărat și Duhul Sfânt sub chipul acelui porumbel, e ca și cum ar spune, așa cum atunci pentru noi s-a mai dat o șansă neamul omenesc,
Așa cum pentru acesta, pentru Mielul Dumnezeu care s-a făcut unul dintre voi, care a coborât aici în apele Iordanului, așa cum era arca atunci pe ape și a venit semn de mântuire, așa Hristos era arca mântuirii. Hristos era arca mântuirii și El într-un sine ne recapitulează pe toți, ne prinde pe toți, ne ia pe toți, se face una cu toți, așa cum se zice la botez, pentru că Hristos v-a îmbrăcat, Hristos v-a și îmbrăcat. Pentru El suntem, pentru El lucrăm, pentru El viem, El, Dumnezeu cel viu, ne asumă pe noi, ne recapitulează pe noi, ne prinde pe noi în sine și El este arca care ne cuprinde așa și pentru El, așa cum atunci pentru un om, pentru noi, s-a îngăduit iar să mai fie neamul omenesc, să se mai dea timp neamul omenesc, acum pentru un singur om, om și Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, Mielul Dumnezeu coborât în apele Iordanului, a coborât nou porumbelul ca semn al împăcării pe Dumnezeu, mai dă încă timp neamul omenesc pentru acesta, pentru acesta, pentru jertfa lui, pentru inima lui, pentru sufletul lui, pentru dragostea lui față de om, pentru acesta se dă semn, neamul omenesc. Și Tatăl din cer dă și El mărturie, numai Duhul dă mărturie, Tatăl din cer dă și El mărturie și zice, acesta este Fiul meu și iubit. Să știți că în lumea păgână era obiceiul acesta să se numească cineva Fiul al Dumnezeu, zeii, de obicei se numea Fiul lui Dumnezeu. Sau semizeii care trăiau pe pământ și Hercule se numea Fiul al Dumnezeu. Și alții. Dar în lumea iudaică era de neavins așa ceva. Nu se folosea curent. Să nu ne închipuim că Tatăl a mai zis de câteva ori la câțiva profeți, că ăsta e Fiul meu cel iubit și la celălalt a mai zis. N-a zis nimănui niciodată. Niciodată. Dumnezeu n-a zis nimănui niciodată și despre nimeni așa ceva și nici în Vechiul Testament nu s-a folosit cuvântul Fiul al Dumnezeu. O singură dată în vechime a fost numit un popor cu care s-au împlănat fiicele oamenilor Fiul Dumnezeu. Pentru că erau înalți și avea denumirea asta, oamenii aceia. Dar nu s-a folosit cuvântul acesta Fiul al Dumnezeu. Acesta e un cuvânt rar, este o măsură mare. De aceea Caiafa și-a luat hainele de pe el când a auzit aceasta. Nu era de admis să se audă așa ceva. Se numește și Fiul al Dumnezeu. Vă dați seama cum s-a auzit în urechile iudeilor sau în urechile lui Ioan. Acesta este Fiul meu și iubit. Fiul meu. Nu oricine. Și nu unul dintre fiii mei iubiți. Un oarecare fiu. Fiul meu și iubit. Unul. Pentru acesta am binevoit. Pentru acesta m-am milostivit. E ca și m-ar spune pentru El și prin El. Pentru că îl iubesc pe El. Pentru că mă milostivesc pe El și am dragoste față El, mă milostivesc și pentru voi. Așa cum atunci porumbelul asta a lăsat că pentru noi să dă șansă neamul omenesc, pentru Mântuitorul Iisus Hristos ca om și ca Dumnezeu, să dădea încă un timp, încă o vreme, s-a făcut un nou legământ între om și Dumnezeu. Și de atunci până acum acest legământ ține. Și sângele Lui ține lumea. Când Părintele Arsenie spune, Sfânta Liturghie mai ține lumea, nu e o vorbă oarecare așa aruncată, sună frumos. Așa este, adică sângele Lui care se varsă neîncetat și care se dă Mielului Dumnezeu stă în această jertfă încă de atunci și spre și acum și se varsă neîncetat pentru lume și se dă în care credincioșilor, aceasta mai ține lumea. De aceea se zice la sfârșitul veacurilor că atunci când revedea pustirea în locul cel sfânt, revedea Duhul pustirii în locul cel sfânt, atunci să știți că vremea este aproape. Adică, locul cel sfânt, cele mai sfinte locuri de pe pământ sunt altarele, sunt bisericile în care cel mai sfânt loc dintr-un altar este locul în care ține Sfânta Împărtășanie. Chivotul, când ne trecem pe lângă biserică, pentru asta ne închinăm. Către Hristos, care e acolo, pe Sfânta Masă, și ne închinăm pentru Hristos. Nu zidurilor, nici măcar icoanelor, ci lui Hristos, care e acolo, pe Sfânta Masă. Pentru aceea ne închinăm, ne salutăm pe Hristos, ne închinăm lui Hristos, că este acolo, este Viu. Și locul cel sfânt este acesta. Și când veți vedea urâșina pustiirii în locul cel sfânt, să știți că vremea e sfârșitul. A venit sfârșitul. Ne prevestește Evanghelia, Scripturile, aceasta adică atunci când liturghia nu se va mai face sau nu știu în ce chip se va face, încât va fi, nu va fi plăcută lui Dumnezeu sau câte se vor face și câte se vor adăuga sau ce se va spune pe acolo încât Dumnezeu nu va mai primi această jertfă. Sau când urăciunea păcatelor oamenilor, să viața lor va fi atât de mare încât Dumnezeu nu va mai primi această jertfă și nu va primi în general, neapărat că noi o vom face în continuare și nu vom ști dar ea de fapt nu-i primită. Nu. Și nu va primi că nu va mai lăsa pe acei preoți, pe acești slujitori să slujească. Sau vor sluji formal, de fațadă, așa cum aud că se fac liturghii în multe părți cu potirul gol și cu discul gol. Că tot nu se împărtășește nimeni și ieșim cu discul gol. Nu.
nu în multe locuri, puține, dar oricum se întâmplă. E aceasta e urciunea pustirii deja arătată în anumite locuri. Dar când se va vedea asta în locul cel sfânt și în general peste tot, când nu va mai fi această liturghie în care Mielul lui Dumnezeu se răsfește pentru lume, atunci balaurul cel din vechime legat în adâncuri, care legat prin puterea Mielului, nu prin puterea noastră, și legat prin jertfa Lui și prin coborârea Sa în adâncurile iadului, se va dezlega. Și atunci sfârșitul este aproape. Dar până atunci să ne întărim și să-L primim pe Hristos, Cel care se jertfește pentru noi, să-L iubim pe Hristos, Cel care pune pentru noi sufletul Său. Vorba Lui nu e goală când zice Cel ce se rușinează de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de El înaintea Îngerului Dumnezeu sau înaintea Tatălui. Iar Cel ce va mărturisi despre mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi. El dă mărturie despre noi. El ne iubește. El se pune înaintea Tatălui, înaintea cerurilor pentru noi. El se, pe Tatăl noastră, arde de obrazul Lui. E rușine de greșeala noastră. Lui e rușine înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor. El se face una cu noi. Nu s-a făcut numai atunci în botez, când a coborât cu ceilalți păcători. Se face neîncetat. N-a coborât numai o dată în iad. Și după aceea nu se mai coboară cu fiecare miadul sufletului său. Se coboară cu fiecare miadul sufletului său. Și arde păcatul nostru pe obraz. Și El doare. Și iese în fața Tatălui și în fața cerurilor toate. El, ca și cum El ar fi păcătos. El, ca și cum El ar fi blestemat. Și să știți că poate rușinea cea mai mare sau greutatea cea mai mare pe care o vom avea la a doua venire nu va fi judecată Lui cea aspră. Că cuvintele Lui ne vor judeca și ne judecă de acum. Nu cine știe ce judecăți astfel Dumnezeu atunci, ci rușinea înainte de Dumnezeu, rușinea în fața Celui care ne-a purtat păcatele, în Celui care a răspuns pentru păcatele noastre zi de zi, clipă de clipă, în fața Celui care ne-a iertat din nou și a avut încredere în noi până la sfârșit, dând și lăsând și rugându-L pe Tatăl să ne mai dea vreme, mai lasă și la anul, mai lasă-L încă o dată, lasă că acum o să și stau în jur, cum a zis. Cum zice Dumnezeu, o să și stat în jurul copacului și o să pun și vălegar și o să... Și poate să-L odească, mai lasă-L, mai lasă-L. Și Dumnezeu pune obrazul pentru noi, Hristos pune tine sufletul pentru noi. Și rușinea aceasta în fața judecății Dumnezeu, când noi, o viață stearpă, am trăit până la sfârșit, Dumnezeu și-a pus astfel obrazul pentru noi, rușinea aceea de noi, aceea e începutul iadului. Aceea este începutul iadului. Și de aceea se spune în prorocile despre sfârșitul lumii în Noul Testament, că atunci când îl vor vedea pe Mielul înjunghiat, pe Fiul Dumnezeu pe tron, vor plânge toate neamurile Pământului. Pentru aceea vor plânge, că vor vedea realitatea ce a făcut Dumnezeu pentru ei, cum a fost El cu ei și cum și-a pus El sufletul pentru ei. Și vor vedea viața lor și în clipa aceea, ce să mai spui, ce poți să spui. Nu mai există, voi face acum, fug repede, rezolv acum, nu mai poți rezolva nimic. Ceea ce trebuia să faci a trecut. Ceea ce trebuia să spui, n-ai spus, nu se mai poate nu fi. Dumnezeu să ne ajute să ne vedească.